Ziua imnului național al României a fost marcată la Timișoara cu o ceremonie militară și religioasă. Ziua a început cu întâmpinarea oficialităților, prezentarea onorului și salutarea drapelului de luptă. Oficialitățile locale și județene au vorbit despre simbolistica versurilor imnului național al României. Nu este doar un simplu imn, este o chemare la acțiune, la trezire și solidaritate. Versurile sale, scrise de Andrei Mureșanu și muzica lui Anton Pan, au răsunat în inimile românilor în momente de cotitură în istoria noastră. A fost cântat pe câmpurile de luptă, la revoluții, la proclamarea independenței și în multe alte momente ale neamului nostru. Doresc să subliniez importanța solidarității și a unității. Suntem o națiune puternică atunci când suntem uniți și când respectăm valorile și simbolurile care ne definesc. Să cântăm împreună cu mândrie imnul nostru național și să ne angajăm să construim un viitor mai bun pentru toți românii. Pentru militari, imnul național este un bic. În activitatea de zi cu zi, la ceremonii, în poligoane, în misiuni și în teatrele de operații, acesta călăuzește simbolic, amintindu-le de datoria sfântă asumată în momentul depunerii jurământului. La mulți ani imnului național, la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor. După intonarea imnului național al României, a urmat defilarea detașamentului de onoare. 18. Cercetare, supraveghere, Decebal. Jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Timiș. Funcționari publici cu statut special din cadrul Penitenciarului Timișoara. Militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al Județului Timiș. Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș. Polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara. Polițiști locali din cadrul Direcției Generale a Poliției Locale din municipiul Timișoara. Și domnilor, vă prezint onorul muzica militară a brigăzii 18, cercetare supraveghere Decebal. Ziua imnului național al României a fost instituită în anul 1998 și se sărbătorește anual la data de 29 iulie.